Mă numesc Ifros Daniela și sunt elevă în clasa 12-a. Despre tranzacționare am aflat de la mama mea, ceea ce m-a motivat ca eu să trec cursul, mai ales atunci când am văzut că mama a făcut extragere, totul este real, păi asta mi-a dat încă un plus, fiu sigură să aleg anume cursurile de la Double Case, pentru că știam că asta este adevărat și eu pot să fac profit. Partea practică a fost foarte interesantă, mereu veneam acasă entuziasmat și povesteam mamei că uite ce am învățat, uite cât de interesant, și am aflat foarte multe lucruri, ceea ce mi-a permis să am baza care e necesară pentru a tranzacționa și a face profit, și mai ales atunci când s-a finisat am fost foarte tristă, deoarece asta a fost ca, nu știu, un fel foarte bine. Și nu pot să spun că aveam frică, însă atunci când înainte de a-mi deschide cont, era frica asta că uite, eu am suma asta de bani și eu trebuie să fac profit, însă ce o să întâmple dacă o să am un minus? Însă cu timpul tot frica asta cum fel a dispărut, pot spun. Sau într-o măsură mai mică. Da, cred că da. Deoarece la curs tot era bine și frumos și eram așa mult mai visătoare, pot spun. Însă după ce mi-am deschis contul real și am trecut printr-o situație nu chiar atât de frumoasă, pot spun că m-a întărit și deja sunt un pic mai rece pe piață și nu pun la suflet toată asta, toate mișcările care sunt potriva mea, însă învăț lecțiile și știu data viitoare cum să procedez corect. Discutând cu alți traderi, învăț lucruri noi, aflu istoria lor, multe lucruri prin care ei au trecut, ceea ce mă motivează și pe mine atunci când văd oameni care au reușit și care spun că este posibil. Asta foarte mult mă încurajează, mai ales la nivel psihologic, deoarece este foarte important să ai cu cine vorbi despre asta. Eu cred că profesia de trader se potrivește absolut tuturor oamenilor care își doresc o schimbare, care doresc să facă profit, care doresc să crească din punct de vedere personal și profesional, deoarece tot ce trebuie să faci este să te ghidezi după anumite reguli. Regulile nu sunt atât de grele și eu cred că oricine este în stare să învețe și să facă profit.